Bună ziua, stimați telespectatori, bun venit la o nouă emisiune sau bun găsit la o nouă emisiune a Fotoliul cu Ghibi. Sunt Adrian Simon, suntem în studioul Capital TV, o emisiune interesantă vom avea astăzi, cel puțin din prisma faptului că probabil că unii dintre locuitorii unei anumite zone o așteptau. Asta pentru că am primit telefoane, am primit mesaje, am primit e-mail-uri în care eram întrebat când voi avea ca invitat o anumită persoană. Ei bine, astăzi. Vorbim de o persoană din țara Hațegului, mai precis despre domnul Sorin Crai, căruia îi spunem bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua dumneavoastră și bună ziua telespectatorilor dumneavoastră. Domnul Sorin Crai este consilier local PSD în Consiliul Local al orașului Hațeg, deci în inima țării Hațegului, ca să spun așa. O zonă cunoscută în toată țara, în mod special din punct de vedere turistic, așa că Hațegul trebuie să fie o carte de vizită pentru locuitorii acestei țări a Hațegului. Da, aici găsim biserica din Lensuș, Sărmise Getuza, Ulpia Traiana, Mănăstirea Prizlop cu Părintele Arsenie Boca și multe, multe alte locuri care merită și nu numai că merită, dar chiar sunt vizitate. Așa că Hațegul, care se pregătește și el pentru alegerile locale, este într-un anume fel în vizorul oamenilor. În funcție de ce se va, de rezultatul alegerilor, depinde probabil și dezvoltarea orașului în următorii 4-8 ani, Dumnezeu știe cât timp. Așa că domnul Sorin Crai nu numai că este consilier local în Consiliul Local al orașului Hațeg, dar este și potențialul candidat din partea Partidului Social Democrat pentru fotoliul de primar al orașului Hațeg, greșesc? Adevărat. Bun. Nu greșesc, nu da. Prea greșesc eu de regulă, domnul Crai. E prima noastră emisiune TV, aveți emoții? Un pic, cu siguranță. Emoțiile sunt. Sunt propus de organizația PSD Hațeg pentru a candida în funcția de primar al orașului Hațeg și validat de organismele județene pentru a candida. E prima dumneavoastră candidatură la funcția asta de primar? Da. Prima n-ați mai candidat până acum? Bun. Acum, eu vă cunosc așa în inima, nu pot să nu spun că nu vă cunosc. Nu foarte bine. Dar sunt oameni care habar n-au cine-i Sorin Crai, pentru că iată, îl văd prima oară la televizor și vreau să vă întreb așa, e retorică un pic întrebarea și chiar obraznică, dar mie îmi place să fiu obraznic. De unde ați ieșit, domnul Crai? Din nou Kinder cu surpriză, așa, candidat la primăria orașului Hațeg? Cum? Da, într-adevăr, aveți dreptate cu astfel de întrebare. De ce? Ați ieșit din Kinder? Nu, tocmai că, nu am ieșit dintr-un nou Kinder. Am intrat în politică în anul 2003. Serios? Serios. Mulți dintre locuitorii orașului Hațeg și a satelor aparținătoare mă cunosc. Într-adevăr, aveți dreptate, probabil nu toți. Mai sunt și persoane care depinde de vârstă, depinde de din alte motive, n-au putut avea o discuție cu mine, o altfel de să mă cunoască. Așa. Dar în 2003, când am intrat în politică, am ales Partidul Social Democrat, organizația Hațeg, unde sunt prezent și acum. Într-adevăr, pe scena politică, în fiecare campanie, chiar dacă nu am apărut la emisiuni televizate sau în presă, mi-am făcut datoria față de organizația PSD Hațeg și de Partidul Social Democrat. Ce pot să vă spun? De ce dumneavoastră la fotoliu de primar în primul rând? Pentru că sunteți consilier PSD? Pentru că PSD-ul a considerat că dumneavoastră este cel mai reprezentativ om din organizație? Asta am vrut să vă spun. Pe parcursul acestor ani am avut parte să ocup diferite funcții așa în partid. Începând de la cea de simplu membru,
până la cea de vicepreședinte. A, deci în momentul ăsta sunt și vicepreședinte. În momentul de față sunt, da, și vicepreședinte în organizația PSD HAS. Am înțeles. Deci, probabil că ăsta este unul dintre motive. Dar, în afară de asta, domnul Crai, eu vreau să vă mai întreb un lucru. Eu știu că ați fost șef la Registrul Auto Român, șef, director, cum? Șef de reprezentanță. Șef de reprezentanță. Da. Acesta este. Și știu că nu mai sunteți șef de reprezentanță. Da. Vă întreb lucrul ăsta. Da. Pentru că după asta mai urmează și alte întrebări legate de RAR. Mi-aduc aminte de o emisiune cu Dan Băbăuțanu, primarul Hunedoarei, în care am discutat despre chestia asta. Ați aflat aspectele. Da. În primul rând, de ce nu mai sunteți șef? Din punctul dumneavoastră de vedere și cât se poate de cinstit? Să vedem după cât... cum știe toată lumea, eu mă consider un om cât se poate de cinstit și corect și nu-mi place să mint. Așa. Deși în politică se mai practică, trebuie să recunoaște. Păi și dacă nu vă place, înseamnă că mințiți în politică? Nu, eu nu mint. Am prietenii și cunoștințele mă cunosc, spun lucrurilor pe nume, nu mă feresc, chiar dacă deranjează alteori sau supere pe cineva, adevărul e adevăr. Ok. Atunci care e adevărul în cazul ăsta? Adevărul știe, de fapt, cam toată lumea care este implicată în politică și cei care nu sunt implicați. Când este vorba de un scaun politic, deși la mine a fost și nu a fost. Asta înseamnă că dumneavoastră ați fost numit politic atunci când ați fost numit șef. Nu pot să spun că nu, într-o oarecare măsură, dar cred că a contat prea puțin lucrul acesta. Eu lucrez, sunt de meserie inginer auto, lucrez în cadrul Registrului Auto Român din anul 2010. Aha. Am început ca simplu inginer, după care am devenit inginer specialist, am ocupat și funcția de înlocuitor șef reprezentanță și, bineînțeles, cea de care ați pronunțat dumneavoastră, funcția de șef de reprezentanță. Deci ziceți că nu numai politicul a fost în cazul nostru, au fost și competențele. Păi, la un asemenea parcurs, cred că eram în măsură să ocup această funcție. Nu... În general, știți dumneavoastră, se practică, când se numește politic, se aduce din afară cineva. Da. În multe cazuri, în necunoștință de ce se întâmplă în acea instituție. Din păcate. Da, din păcate. Sunt motivele fiecărui partid. Nu comentez eu aceste aspecte. Spuneți că a fost schimbat politic, dar, da? Într-o oarecare măsură. N-am spus în totalitate. Într-o oarecare măsură, probabil da. Aha. Și... care e povestea cu mutarea sediului RAR la Hunedoara? Că asta era de pe vremea când dumneavoastră erați șef de reprezentanță. Da. Într-adevăr, după numirea mea în funcția de șef de reprezentanță, am avut o nemulțumire de atâția ani. Noi, de când s-a înființat, practic, Registrul Auto Român, suntem în chirie. Deci noi plătim chirie lunar, da? Proprietarului... La două, sunt doi proprietari. Aha. Da? Și nu avem un sediu. Da. Am înțeles de la domnul Băuțanu, o asemenea instituție care socotesc domnul Simion că este un brand în România. Că nu numai că e un brand, e o instituție importantă, adică pe acolo trece tot ce circulă pe șoselele noastre. Da. Am zis, nu, totul nu se poate, trebuie să-mi aduc aportul la construirea unei reprezentanțe noi. Așa. Am făcut o deplasare la București, bineînțeles, cu calcule făcute, câte sute de milioane, că e vorba de sute care se plătesc pe lună. Da, 400 de milioane vechi, am înțeles. Da, nu... Asta acum, spunea, dacă vreau să știți mai bine, spunea, eu nu comentez. Asta spunea primarul Băbăuțanu, eu am luat de bun. Da, probabil. Așa. Oricum, da, sunt, este vorba de mulți bani. Am găsit înțelegerea la directorul general actual la vremea aceea, care s-a deplasat cu o echipă de la București la noi în județ. Din 2012 am făcut nenumărate solicitări primăriei Deva să putem găsi un teren adecvat pentru construirea unei reprezentanțe, la care vă spun și sunt documente în acest sens, nu am găsit... Practic, pot să spun înțelegere. N-am primit nici măcar răspuns. Da, n-ați primit răspuns de la primăria de la... Atunci
a rămas, eu cel puțin am gândit, nu o fac nici pentru mine, nici pentru cineva politic, nici pentru dumneavoastră că sunteți un simplu cetățean, da? Da. O fac pentru toți locuitorii județului. Și am zis să găsim un loc central. Nu neapărat o localitate, da, uh-huh. Se poate beneficia și locuitorii din Valea Jiului să fie mai aproape, și cei din Brad, adică uh-huh. să fie toți mulțumiți pentru această locație. Și am pornit spre Hunedoara. În cazul în care nu găseam înțelegere la Hunedoara, a doua variantă era centrul industrial de la Călan. Da, care, platformele astea care au fost construite am urmărit și eu emisiunea da. Cu domnul primar Bobăuțanu de la Hunedoara. Nu știu dacă ar trebui să încurcăm politicul cu ce am vrut eu să fac, pentru că la Călan, toată lumea știe, este un primar PNL. Așa. Eu nu am ținut cont de culoarea politică. Când trebuie să faci pentru oameni, mă gândesc că nu este cazul. Da, ținând cont de când este înființat Registrul Român, nu s-a făcut o reprezentanță ții cont de culoare politică? Eu da. Zic că nu. Nu. Că până la urmă nu trebuie pedepsiți oamenii mâine, pentru că într-o parte e cineva sau în altă domnul parte altcineva. Simon, mâine pot să nu mai fiu acolo. La Cure. Fel de bine pot să nu mai fie, știu eu, oricare dintre cei care lucrăm acolo, da? Dacă facem lucrul, haide să-l facem pentru județ, pentru locuitorii județului, nu interese personale sau politice. Este cu totul și cu totul păi altceva. Și se mai face reprezentanța asta sau deocamdată rămâne în chirie? Nu știți. Nu știu eu ce pot să vă spun după venirea domnului director general în județ. Am găsit înțelegerea, într-adevăr, la Hunedoara. Am găsit în parcul industrial de la Hunedoara două parcele care domnul primar a avut bunăvoința. Le-a unit să avem spațiu suficient. Ne trebuie un hectar și pentru construirea unei reprezentanțe moderne. O investiție între 2,5 și 3 milioane de euro. Am stabilit toate detaliile, între timp, într-adevăr, s-a schimbat directorul general, am fost schimbat și eu și ar fi păcat să se piardă această investiție, vă spun sincer, mie unul mi-ar părea rău, pentru că banii au fost priși în Consiliul de Administrație, iar dacă anul acesta nu se va începe lucrarea, banii se vor pierde și probabil... Și va rămâne așa. Va rămâne așa. Și, sincer, îmi pare rău pentru colegii mei care, totuși, condițiile nu sunt ca la o reprezentanță nouă. Serios? Păi, nu putem să comparăm o reprezentanță nouă cu una veche, în care ești în chirie. Este și normal. Dreptate. Bun, propun să revenim la... Sunt altfel de dotări, altfel de... Da. Mai mult. Propun să revenim la problemele noastre. Tema emisiunii este nevoile Hațegului. Are Hațegul multe nevoi, domnule Crai, în calitate de consilier. Ce puteți să-mi spuneți? Eu pot să vă spun că Hațegul chiar are multe nevoi. Așa. În ultima perioadă, după părerea dar mea, nu s-au făcut lucruri din Hațeg, nu sunteți mulțumit. Cum a spus? Nu s-au făcut lucruri din Hațeg, nu sunteți mulțumit? Eu personal nu sunt mulțumit de ce s-a făcut în Hațeg. Asta însă, e unul dintre motivele însă, pentru care doriți să candidați ca și primar? Normal. Pentru că dacă lucrurile mergeau bine, nu era nevoie să candidez. Pentru ce să candidez? Poftim? Deci dacă lucrurile mergeau bine și Hațegul avea o administrație perfectă, așa. Eu personal nu candidam. Mă uit la cei din regie acum. Voi ați auzit? Păi voi asta este de la PSD în momentul ăsta dar... este un primar PNL la Hațeg. În momentul când un primar și administrația locală își face datoria și lucrurile merg bine, așa. Ce rost are să candideze? Domnule, sunteți... intrați în istoria României. Nu mă... Deci stați așa, stați un pic. Hai, nu că nu e de rău. Dar m-ați blocat. E prima oară când mă blochează. Eu v-am spus, eu sunt sincer. Privința asta nu... Dumneata ești de la PSD, da? Consilier, vicepreședinte de partid, acolo la Hațeg.
și îmi spui acum verde în față cu subiect și predicat că dacă lucrurile mergeau bine, Hațeg, cu administrație PNL, dumneata nu candidai? Da, domnul Simeon, vă repet, eu, Sorin Crai, nu candidam. De ce rămâneți așa uimit? Păi când este, când da, este o administrație bună, un primar politică, bun, da, ce rost are să strici ceva bun? Mai bun. Credeți că se poate? Povești. Dacă lucrurile mergeau bine și în general lumea era mulțumită de actuala administrație, era totul perfect, nu? De ce credeți că sunt atâta, vă întreb eu pe dumneavoastră, atâția candidați la această funcție? Nu știu, fiu... Au fost încă mai mulți și au mai renunțat. Știți cum e? Politica... diferite interese, că în general... Deci, ceea ce mi-ați spus, nu știu, asta o să rămână în analele televiziunii. Dacă era administrație bună, eu nu candidam, chiar din partea unui alt partid. Este extrem de interesant ce mi-ați spus. Nu vreau să marșez în continuare pe chestia asta. Încerc să mă adun. Simeon, sunt puține proiecte demarate, comparativ cu localitățile, cu comunele învecinate. Păi, dacă acolo, o luăm doar pe culoare politică, așa, haideți, sunt în zonă atâtea primării de altă culoare politică, nu doar a Partidului Social Democrat. Da. Așa. Să nu-mi spuneți că n-ați observat dezvoltarea acestor comune. Așa. Și Hațegu? Deci dumneavoastră încercați să-mi spuneți că o parte din comuna Baru, din jur, Baru, da, da, comuna Baru, primar, e cu primar PNL. PNL, da. Și dumneavoastră comuna în mână la Pui, PSD ziceți că s-a dezvoltat aia. Comuna Pui, așa, primar PNL, da, da. Comuna Râiului Mori, tot PNL. Ei, dacă dumneavoastră eventual treceți prin zonă de mult, și vizitați un pic, da, ați văzut că nu mai există o stradă neasfaltată, ați văzut și ce depinde de infrastructură, cât s-au dezvoltat aceste comune, iar Hațegu, spre uimirea mea de atâția ani, nu este o problemă doar de 8 ani, să ne înțelegem. Hațegu din 2004, 2012, primar PNL. Da? 2004-2012. Mă rog, a fost Nicolae Timiș. Da, primar PNL, după care a candidat din partea Partidului Social Democrat. Că au fost, da, meciurile cu domnul actualul Mora, primar din 2012 până în prezent. PNL. PNL. Așa. Ei, dacă vă plimbați un pic pe la periferia, pe la periferia, centru ca centru, da, pe la periferia orașului, o să vedeți străzi neasfaltate, o să vedeți câtă mizerie este. Unde este mizerie? Deci, eu, dacă o să avem, o să vin, eu ce afirm, o să aduc și probe, dacă doriți, deci nu... Dar ce înseamnă mizerie? Sunt așa... Bun, ai aruncate, aiurea nu ia nimeni nicio măsură. În zona complexului, fostul Oraca, dacă... Sprenălați încă, așa? Este un focar de infecție. De ce? Toată lumea, am văzut, mai nou, aruncă gunoi acolo, primăria nu ia nicio măsură. Păi e poliție comunitară, e... Probabil este. Bun, dar spuneați ceva, băi, da, haideți să vă spun, că dacă trec eu prin Hațeg, păi trec și trec zilnic și trec prin zona centru. Răstoacă. Zona Răstoacă, așa, da. Am început să construiască o grămadă de case. Asta unde e Răstoacă asta? Cum mergeți? Vis-a-vis de Dacia Logan, da? În stânga. Deci cum mergeți, da, deci pe variantă? Peste drum de șoseaua de centură, cum peste ar veni, spre pădure de șoseaua de centură. Să nu mai vorbim că nici șoseaua de centură nu s-a mai continuat. Păi, deci a rămas... Bun, aveți o centură doar. Da. Ar mai, da, fi trebuit o parte, una. O parte. Ar mai fi trebuit una, da, pe partea cealaltă. Ei, toate aceste lucruri, normal că m-au determinat să candidez. Dacă nu există implicare și nu vine un primar cu altfel de echipă care să fie pentru cetățenii orașului Hațeg și pentru satele aparținătoare, nu mai discutăm în Silvașul de Jos. Eu, cel puțin, de cât sunt consilier în 4 ani de zile, nu știu să fi fost vreun proiect, să fie vreo investiție în Silvașul de Jos. Aici nu vă pot contrazice nici. În Silvașul de Sus, da, datorită ploilor, este praf, este praf, inundă pe săraci oameni.
Deci nu putem lăsa lucrurile doar așa la... Păi bun, au fost investiții în ultimii, în ultimii 8 ani, ziceți dumneavoastră, sau... În ultimii 8 ani. Nu sunt investiții ce au fost. Deci, care au fost făcute, nu le putem... Da, o parte au fost bune, dar ritmul, ritmul este foarte încet. Păi și care ar fi cauza, domnul Crai? Cauza care, spun eu că este, este neimplicarea. A cui? Pe administrație locale. Pot să spun că a mea, eu din postura mea, ce credeți că pot să fac? Păi nu știu, să vă faceți singur curat în fața porții, de exemplu. E, da, am Lumesc făcut. Cu am făcut. Nu, nu, nu. Nu, domnul Smea, nu. Este adevărat. Păi da, foarte bine. Deci, nu aveți ocazia, că probabil nu cunoașteți vecinii și așa mai departe. Da, da, da. Eu locuiesc în Hațe, lângă Crucea Roșie. Ei, de la poarta mea până la intrarea în Crucea Roșie, acum mai nou este sediul ambulanței, s-a mutat. Aha. Pentru că administrația nouă n-a mai avut bunăvoința să-i țină la, în zona spitalului, în curtea spitalului. Asta n-am știut. S-a schimbat locația. În fine, nu eu... Eu personal... Cum, adică ambulanțele pleacă de acolo acum? Da. Eu personal, să nu uităm ce am început, da, să discutăm. Eu personal, singur, am curățat acea rigolă. Rigolă? A, rigola din fața casei. Da, de gunoaie, așa? De pământ, nisip, ce a fost depuse pe, pe fundul acelei rigole. Păi de ce dumneavoastră și... L-am curățat. Da, nu sunt oameni la spații verzi, la întreținere, la astea. Trebuie și ceva să-i pună la lucru. Păi pune, ăla care nu aveți la 416, nu-i pontează nimeni. Aveți societatea asta, cum îi zice, la Consiliul Local, Bucura Presa, sau cum se numește. Da. Păi să știți că acest lucru am făcut. Am sunat și i-am rugat frumos doar să vină să ia grămezile care le-am scos lângă șosea, să nu le fac poze, să le pun, nu, sunt genul, să, chiar să ajungem la chestii de genul acest. Dar nu este posibil. Vecinul meu, care are, știu, o bucată de 4-5 metri pătrați, zonă verde, dacă vin cei de la primărie, nu cosesc, că e vecinul domnul Sorin, care candidează. Hai, nu este noi, posibil. Asta nu cred așa ceva. Deci chiar așa? Domnul Simeon, rămâne surprins, dacă vreți, eu vă spun mult mai multe. Dacă oamenii le este jenă să oprească pe stradă, să dea mâna cu mine, să uită în stânga și în dreapta, să nu-i vadă cineva? E interesant ce spuneți dumneavoastră și greu de crezut. Și atunci, dar despre toate lucrurile astea... Eu ce vă spun este adevărat. Da. Nu este greu de crezut. Mulți cetățeni în orașul Hatec cunosc acelea, aspectele acestea le-au mai trăit în 2012. Și în perioada 2004-2012 tot primar PNL le trăiesc și în această perioadă, în momentul de față, tot primar PNL. Deci, dacă două secunde, despre toate astea și multe altele, îmi cer scuze că vă întrerup, vorbim în partea a doua emisiunii după câteva momente de publicitate.